O parte din băieți s-au încins la dans cu domnișoarele invitate la petrecerea burlacilor, iar pe alții bântuia la un moment dat pofta de scandal. Bă, mă, am săturat de perverși ăștia de pe aici, să mor eu dacă te minți. Mai sunt 5 zile. Îți spun sincer, nu mai suport perversitatea pe aici, nu mai pervers o familia mea, de bun. Păi, pă, bune, mă, mă ia cu de-asta, cu prietenii de televizor. Lăsați-ne, mă, cu pretenile astea de televizor, că ne-ați mâncat adevărat. Sunteți prea-ți mici, mă. Bă, știi care e șmecheria? Numai căței, mă, adevărat. Și n-aveți nici măcar... N-aveți, că e mică, adevărat, dacă vă zic. Dum, dum, tachita, dum, dum, ta-ta-ta. Relaxați-te. Nu, mă, ce să mă relaxez, mă, că e ultima săptămână să vadă lumea adevăratele caractere, că e egal cu zero, pe bune. Să-i vadă, că asta, asta e. Dacă te afișezi la televizor, măcar să te țină... Știi care e șmecheria? Că la televizor... Trei sferturi se vând, înțelegi ce zic? Da! Ești fraier, bă. Să-ți trăiască nașul și tu, mă, lasă-mă pe mine, bă. Să-mi trăiască, mă, și nașul și familia. Foarte bine, bă. Asemenea știți, doresc, bă. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, bă. Auzi, știi cum sunt astea? Stai un pic, cum ar veni inverse? Nu, dar totul se vede viața mea, crede-mă. Ce se vadă, mă? Totul se vede, așa că... Eu n-am o prietenie, mă. Lasă-mă, că nu am nevoie. N-am nevoie. Ești black. Am nevoie. Am nevoie doar de oameni care sunt sinceri și pe bune cu mine. Dar când cineva nu e pe bune cu mine, n-am cum să mai am. Păi dacă băiatul a venit înaintea mea, mă, frate. Nu, lasă-mă cu astea, că și la mine a venit Liviu înaintea mea. Și să zică Liviu aici. Să zică Liviu că eu fumam și ce ți-am zis, Liviule? Ți-am zis să-l chem pe Alex să fumeze? Păi lasă-ne cu perversitățile astea, adevărat, că ăstea sunt perversități de București. Lasă-ne, adevărat, că suntem la televizor și vrem să dăm bine la România. Nu reprezinți nimic ca să fiu pervers cu tine. Păi și n-ai, de la mă, bă, n-ai cum meu. Să te iei cu mine niciodată, că sunt mai, în primul rând, sunt și mai simpatic și mai deștept și mai caracter și mai pe bune și mai real decât tine. Ce mai ești? Mai dă-ți valoare că stă bine. Că sunt foarte real viața mea și am fost real cu toată lumea. Ai înțeles? Și ce ai făcut tu? Tu ești atât de pervers încât când am luat nu veni cu tu pe ăsta, că zic. E greu cu mine, crede-mă, așa, e greu cu mine, te mănâncă lei. Uite, fii atent, mă, puștule, ascultă-mă puțin, oricum ești puși față de mine. Când am venit acolo și am luat pieptănul, nici măcar nu era pieptănul tău și t-ai umflat în piept. Când erai cu Ștefan pe canapea și ai zis, domnule, măcar puteai să-mi cer voie de la pieptul și nici măcar nu era pieptănul și ți-am demonstrat că nu era pieptul meu, ți-am demonstrat că n-ai avut dreptate. Deci, oricum ai picat încă o dată în fața mea. Când mi-ai cerut tu și mi-ai zis, bă, vrei, dă și să-mi fumez un... Ai plecat cu el și m-ai lăsat o zi întreagă fără, nu mai zis că pleci cu el. Și eu când te-ai întors nu ți-am zis nimic, ai înțeles? Și tu la piept nu l-ai făcut mare figur cu mine. Băi, prietene, știi care-i treaba? Cu mine nu mi-e treburile astea. De la mine și nu mi-e treburile astea de București cu mine, ai înțeles? Că te umfli tu în pene. Crede-mă că nu merg. Am lumea mea și știi care-i chestia? Și să vii cu 20 de inși și eu stau în picioare, vera, ai înțeles? Că am mai mâncat lume de-astea care a venit mulți. Și eu stăteam așa și a venit mulți să vorbească cu mine. Bun. Nu, pe mine nu mă interesează treburile. Poți să vorbești și eu acum? Vorbește ce vrei tu, hai. Mă asculți? Eu te ascult. Bun. Așa din respect, ce zic? Okay. Nu-mi place să-mi spun de lucruri. Dacă îmi ceri voie înainte, așa e caracterul meu. Da. Tu dacă îmi deși, ascultă-mă puțin. Ascultă-mă puțin. Tu dacă îmi deși mie, ia mela din geantă și ce zic eu ție din gentul ăsta, doi tu cum ar veni, vere, dă-mi tu că nu-mi place să umblu. Că ăsta e caracterul meu. Așa sunt și eu. Dar nu ți-am umblat. Ai înțeles greșit atunci și ți-am arătat că ai înțeles greșit, că nici măcar nu era al tău. Și mi-am cerut scuze. Nici măcar nu era al tău, înțelegi? Băi, dar mi-am cerut scuze. Da, eu te cred, asta pe mine m-a deranjat, înțelegi? Și eu, că ți-o spun pe dreapta, pe mine nu mă deranjează. Dar pe mine mă deranjează reacțiile omului. Dacă eu nu am reacții cu tine și închid ochii la anumite chestii, nici pretenția mea, între ghilele mele pretenție, nici tu. Îți spun să-i, că ești băiat, la, pe bune, la chestii ești băiat. Dar ai anumite chestii pe care mi-mi dau cu virgulă. Și prietenii pe care mi-mi dau cu virgulă. Dar e problema ta aici, nu păi mă eu. Ok, mine, da, mă. Ok, problema ta aici. Prietele cu cine ales? Ce? Cu cine simt eu? Da, ok, da, lasă-mă să vorbesc eu, te rog. Aici e treaba, lasă-mă ce face. Asta mă deranjează, veni și eu. Înțelegem bine, eu mă înțeleg bine cu toată lumea, Cristian. Că nu ai prieteni. Mă înțeleg bine cu toată lumea, Cristian. Lasă, Cristian, că n-are rost, să mure dacă avea rost. Tu ți le cauți cu mine. N-am de ce să mi le caut, că nu mi le caut cu nimeni. Nu sunt șmecheraș. Nu sunt șmecheraș, că n-am cu cine să fiu șmecher în primul rând. N-ai cum să fii șmecheraș. Dar n-am cu cine. N-ai cum să fii. N-am cu cine. N-am cu cine. N-am cu cine, lasă-ne cu asta, că n-am cu cine să fiu șmecher. Păi tu ți-o cauți. Păi nu e, că tu te gândești la oamenii din spate, dar tu cu mine n-am cu cine să fii șmecher. Care oameni din spate? Nu contează, dar cine mă să fii? Dar vino și vorbește, mă, ești bărbat? Băi, bărbat, ești... Vino și vorbește, mă,
Românește, îmi pare rău, doamne, ești domnișoarele. Ești mic, mă, lasă-ne, mă, fii tu la televizor. Eu am fost acasă, mă. Copil mic, mă, lasă-mă. Lasă-mă să fiu copil, uite, copil. Stai cu biberonul tău și lasă-mă. Știi ce zic? Cu biberonul meu mai iubi nevastă-mea de la început. Păi, nevastă ta te iubește, că băieții... Atât. Păi, băieții, că băieții când trec, băieții stai așa. Știu. Așa treci cu coada între picioare, știi? Numere, eu mă dă treaba mai am respectul. Ești băiat, că-ți spune nevastă ta, domnule, ești băiat. Dar nevastă ta ce să zică? Știi cât de mic ești? Știi cât de mic ești, Alex? Ești mai mic decât vârsta ta, adevărat. Asta și înțeleagă... e mai mic păi, decât tine, o secundă, e mai mic decât tine, dar este mult mai calm în această conversație și dă dovadă de... Dă dovadă de ce? Dă dovadă de nerespect. Că nu, dă dovadă de smardoială, păi, în primul rând. Păi, dar mine e exact. Tu ești frustrat în acest moment decât e inervat, el foarte calm, fiindcă nu-l interesează acest subiect. Da, e greu, crede-mă că nu e greu. Nu vârsta contează. Lumea mea. La, exact, lăsați. Mea. A, să-l apere femeile, că bărbații n-are cum să-l apere. Adevărat. Eu nu sunt bărbații. Nu, te rog, apără, să te apere femeile mele. Scuze-mă o secundă, dacă te apără un bărbat în viața asta, ești bine. Păi am nevoie, mă, să am bărbații în spatele meu, că nu-s ca tine să am bărbații în spatele meu. Ce zic? Dar când un bărbat îl văd că nu e frustrat și văd că se apără pe el, e altceva. Mă faci b****** mine sau nu? Înțeleg. Ce ai zis? Am bărbații în spatele meu? Băi, prietene, nu te întâi tău și urcă-te întâi tău. Cristiane, calmează, Cristiane. Urcă-te întâi tău și adevărat, nu, pune, nu valorezi nici 2 lei. Nu mai pune mâna pe mine. Nu te mai dați mordul. Adevărat, băi, porți mai fel cu copilul. Uite, cu fake-urile mele, lumea mă invidiază. Alex, Alex. Da. Eu n-am nimic, mă, vede. Mă știi, am vorbit și cu tine, m-am înțeles cu tine. N-am nimic cu nimeni. Pentru mine nu vorbești alcool, vorbesc eu. Băi, măcar să ai respect, mă, de față de oameni mari, să nu mai faci tu cu oamenii de la televizor, ai înțeles? Că București cine tu, mă? Vezi, zi, a bătut acolo. Lasă-ne pe noi, adevărat. Fac tensiune, mă, vere, mă, fac tensiune. Lasă-ne că fac tensiune și toți sunt mai tang, mă, ca oricine, mă, adevărat. Da, lasă-ne, că ești copil mic, băi, grasule. Eu vreau să-mi dă cu grăsimea asta mea, sunt hazul, vrei să te mint? Vrei să te mint? Vrei să te mint că am hazul meu? Vrei să te mint? Vrei să te mint că la task ai zis? Eu nu mă dezbrac, că sunt mai căsuri și mi-e rușine. Să mură dacă nu mi-a fost rușine, eu mi-asumă tot ce am zis, tot ce am făcut în viața asta, mă. Rușine, mă, mi-a fost rușine, mă. Că ăsta sunt eu, m-am avut și eu niște chestii în copilăria mea, dar eu mi le asum și mi le duc, mă. Ești eu îmi duc crucea, mă. Ești fomis, e foame de bani, bă, lasă-ne. Foame de bani? Da, mă, da. Să păi mur eu dacă am avut și nici dacă vreau, ce da, crezi? Da, mă, păi de ce ai venit aici și de ce te comporți așa? Că ți-e vreme de bani. De ce am venit? Și de ce ai venit, mă? Și de ce ai votat, mă, concurenții noi? De frică, de frică că ce, că ești cățel? De ce ți-e frică? Din respect că ce, mă, de ce te-ai certat cu Cristian? Din respect că e tovarășul tău. Te-ai certat cu toți băieții care a fost caracter cu tine. Ești mic rău de tot, crede-mă. Din partea mea ești cel mai ce mic asta, ești cel mai șmecher, mă. După mine, dacă eram acasă, abia vreau de nu te votam să câștigi tu, mă. Băgam vreo 40 de lei că n-am bani, că-s taximetrist. Păi foarte bine, asumă-ți că ești taximetrist și vezi de viața ta, mă. Că numai de asta știi. Vezi de viața numai mea. De asta știi, când îți vorbește cineva prost în mașină, îl dai jos. Tu vezi de viața, viața mea. Putere în viața tu asta. Vezi de viața mea, mă. Eu nu văd de viața ta. Tu ți-o cauți cu mine, mă. Pasă-ne. Prințule. Pasă-ne, pui. Știi ce zic? Ești cel mai tare, mă. Pă bune, să dea Dumnezeu să câștigi. Băi, Vlad, fără mișto. Mă rog la Dumnezeu să câștigi tu, să-ți mai ții un geu, să-l bagi în chirie pe... Da, să-ți meargă bine. Ești șmecher, ești cel mai șmecher din clasa asta. Păi sunt. Ești cel mai șmecher, băi, Vlad. Ești, ești șmecher. Sunt, mă. Cine te cunoaște? Da. Nimeni. Nu contează, mă, cunoaște familia mea și asta contează. Da, asta e frumos, mă, să ai o familie frumoasă, ne pasă. Asta contează, mă, tu vrei faimă, să te cunoască lumea. Lasă-mă pe mine, mă. Băi, lasă-ne, mă, adevărat, du-te, mă, în viața ta, mă, și lasă-ne, mă. Lasă-ne, mă, bă, tatuatule, lasă-ne, te rog. Tatuatule, Matei, cam tatuaje sau ce? Da, mă, da, du-te, mă, și lasă-ne. Păi tu mă cauți, mă, nu te caut. Ce ți-o cauți cu mine, Vlade? Ești mardoi, ce ești? Că ești copil. Hai, intră în casă și vezi de treaba ta. Și nu intru, mă, uite că stau aici și nu intru. Uite, stai și vezi de treaba. Hai, fă ce vrei tu să faci. Eu? Dacă ești șmecher. Foarte bine. Eu nu sunt șmecher. Ia și fumează. Eu nu sunt șmecher. Ia și fumează, mă, și nu mai veni spre mine, așa că nu mă interesează că vezi că aici și aici ai făcut spumă, băi. N-am făcut nicio spumă, băi, prietene. Da, ce a fost asta? Ce a fost asta? Întrebați-l, doamnă, că el s-a luat nasul, eu s-a activat. Ce s-a întâmplat? Jocurile casei Mireasa între prietenii și ăsta. Alex a venit toată seara la mine să-i opresc țigară, să-i opresc țigară. Nu, a venit amândoi reciproc, nu răstălmăcii. Le lasă-mă să vorbesc. Te și când am ieșit afară, am avut și o pretenție să mă lase și pe mine, cum l-am lăsat și eu pe el. Că asta înseamnă un respect. Că a zis el că poartă respectul pe lumea prin casă, s-a văzut și respectul. În fine, nu mă interesează un respect.
Și a început să facă gură. Domne, păi dai altcineva, e prietenul meu Ștefan. Și eu am zis, păi băi, în momentul în care eu te-am lăsat pe tine, era Liviu. Și am zis, Liviu, tu te și cheamă-l pe el. Deci voi, stai. Da. Voi v-ați certat pe rândul la fumat? Pentru că în spatele gesturilor mici sunt anumite frustrări și anumite direcții, anumite săgeți pe care le aruncă oamenii din casă. Dar nu le spun prin vorbe și le spun prin fapte de-astea mici, doamna Simona, ca să le spun pe față. Ca lumea de acasă vrea să vadă vorbele pe față, nu să se dea victimă după să spună el, să încearcă să încerce să se înjosească ca să pară mai bine și eu să par agresor acolo și el că e agasat. Ca asta am vrut el, să pozeze în victimă. Și nu am ce. Și în primul rând m-ai jignit, mi-ai zis că am altă orientare sexuală, adică ce trebuie să te simți tu? Eu n-am zis chestia asta. Păi a bătut așa, domne, tu ai bărbat în spate sau ceva de genul. Și a dat-o un a spus textual, în spatele tău stau mulți bărbați. Adică... Nu, a zis că stau un bărbat în spatele tău. Probabil s-a luat de la roast-ul ăla, pentru că a zis el că în spatele unui bărbat puternic stă întotdeauna un alt bărbat puternic. Da, adică sunt după mai puternic. Și probabil de acolo s-au inspirat. Da, mie mi-a plăcut treaba asta și n-am avut. Cu mare drag. Da. Ai terminat? Eu, da, poți să spui ce vrei tu, Alex, că am spus părerea. Așa, ideea în felul următor. Ne-am luat de acolo, după aia când am venit în casă la tine zic că nu e ok, că ești black, că e un subiect de tot rahatul pe românește. Ai început să-mi zici că sunt zero, că eu și cu nevastă mea suntem ultimii, că suntem zero, că s-a văzut, adică acum că tu ești Craiova, că tu ești forță Craiova. În fața mea, păi dacă eu vorbesc total și viceversa, da? Te rog frumos, mulțumesc. Nu vorbim pe tonul ăsta așa de București. Vorbesc cum meriți, frățiorul meu. Că te iau și altfel dacă nu vrei. Dar eu te iau frumos. Că ești banchier și o taximetrist și vreau să mă ridic la nivelul tău, că tu ești șmecher. Eu nu sunt șmecher, vreau să învăț să fiu șmecher. Se vede caracterul pe care l-ai și pe care îl demonstrezi în emisiunea asta, că n-ai putut să duci o discuție până la capăt. În primul rând, ai fost dat afară în emisiune, te întorci acum cu mare tupeu aici. Dacă ești unul pe dreapta, eu n-am vorbit niciodată de competiție. Dacă ești afară din competiție, n-ar mai trebui să te întorci, ca să știi așa o chestie. N-ar trebui să vorbim de la egal. Adică m-ai iubit Dumnezeu, așa că, m-am iubit Dumnezeu foarte bine. Așa, nu mai a venit cu de-astea de competiții la mine. Că eu nu sunt pe competiție, nu sunt. Dar de ce se vede la tine? Păi, nu te-am votat în fiecare egal. Păi uite, da, te-am votat aproape pe toată casa. Uite, da, ca ce ești un caracter mare rău de tot. De-aia te-am votat toată casa. Amenințare, nu ți-o... Eu ți-am oferit respect. De fiecare dată ți-am oferit respect. De fiecare dată când ai venit la mine să-mi spui m-a ajut și pe mine cu ceva, te-am ajutat și pot să zic că toți vrei să vezi că te-am ajutat pe tine. Noi, am văzut ce față ai tu, s-a văzut de atunci. Da. De la un gest mic se vede unde poți să te duci și ce jocuri vrei să faci. Așa că, Alex, părerea mea, eu te respect și pe tine, dacă te respect pe tine, te respect și femeia, dar nu mai încerca, dar până acolo nu mai încerca să faci gesturi în fața mea, că nu se merită, crede-mă că nu se merită. E șmecher, mă, fii tu șmecher, eu rămân. Taximetrist. Eu rămân taximetrist. Ok, foarte bine. E munca ta cestită, nu mă interesează pe mine, dar tu te-ai luat de treaba asta. Din rost ăla te-ai luat de mine. Altceva, că tu ai zis că ești banchier, eu sunt taximetrist, că eu vin la tine când vreau credite, cum ar veni. Nu la rost, așa ai zis. Aia, să mă vorbele. Dar nu să vorbesc că la rost, tu așa ai zis. Dom'le, tu ești prea mic, ești un banchier mic, eu sunt taximetrist, dar tu ești mic. Nu, am zis că te vezi mare bombardier și ești mic banchier. Adevărul. N-ai avut în ce să dai, că n-ai avut cu ce să te iei de mine. Chiar n-ai cu ce să te iei de mine, înțelegi? Uite-te în primul rând la tine și că eu pun respectul la toată lumea. Înțelegi că n-ai cu ce să te iei de mine. Ți-ai aiurea că merge bine, ți-ai aiurea că sunt fericit. Uite, respect, râzi. Păi nici nu pot să port o conversație la bun început că râzi. Păi, ce rog frumos de azi încolo, de plăsemnișul asta, eu cu Alexandru pentru tine și la nu mai există punct. Nu vreau să am vorbe cu... Gata, nu mai, deci nu am nevoie. Cu mine, Cristian e cu mine, om serios, le spune pe față, când le spune pe față, pe tine te-a deranjat, scuze-mă Cristian că te implic, dar asta e realitatea. Acum ce să te dai bine și pe lângă el, după să te dai bine și pe lângă ăla, ca să nu mai sunt voturi, Alex, unde mai votăm între noi? Stai, liniște că nu mai pleci acasă, stai acolo în bancă, atât am avut de spus. Nu mai juca jocuri de-astea între voi ca să fiți bine, să fiți... Dacă ne înțelegi bine cu cineva, e doar un joc. Oamenii pe bune, oamenii reali. Bucură-te că ai găsit nevastă, lasă cel mai fericit, mă, cel mai plin. Competițiile astea și joculețele astea între voi. Când, crede-mă că dacă nu se discută în emisiunea, pe Antena Play se vede tot, de când ne trezim până ne culcăm. Și zic eu că lumea de acasă le vede pe bune. Nu te mai ridica aici acum. Doar tu te ridica. Eu nu m-am ridicat nimic, eu ți-arăt. Eu ți-arăt cum ești tu. Ți le arăt. Ți-ai spus pe față cum ești tu și abordările tale de... Ce aborduri? Pe care le ai? Cum ce abordări? Acum am o fac și nebun. Ce abordări? Le-ai văzut și tu. Te rog. Să fii sănătos, tot. Mulțumesc, asemenea. Foarte bine. Pe de altă parte,
că tot s-a vorbit aici despre respect, despre care e, nu știu, care cu facultate, care e fără facultate, ce nu înțeleg eu este limbajul pe care amândoi l-ați folosit. Da, da, da. Și Vlad ți-a mai atras o dată atenția asupra limbajului pe care l-ai. Și cred că am mai spus-o odată în emisiunea asta și o mai spun, că treaba asta cu băutul nu e pentru toată lumea. Ce să vezi? Doamna Simona vă zic că n-are nicio treabă băutură cu asta. Parcă atunci când ești tras nu faci așa. Pentru că încerci să le lași. Și să nu le evidențiezi, să nu le vorbesc, da, că sunt gesturi mici. Dar vedeți că continui... sunt niște oameni aici în casă cărora băutura în exces le modifică comportamentul și aici ar trebui fiecăruia dintre voi care sunteți în situația așa și vă știți voi să vă ridice un semn de întrebare. Băi, în momentul în care beau, îmi pică filtrele. Pac, pac, pac și da, încep să... La limbaj vă spun sincer că aveți perfectă dreptate, dar ca și... Dar vezi că nu numai... Ai avut și un... Te-ai ridicat, ai intervenit Cristian. Nu ai vrut să... Doamna Simona, nu știu dacă s-ar fi întâmplat, dar ăsta nu e un gest pasnic. Când te ridici să te duci așa, cocoși spre altcineva, e clar că te duci nu ca să dai mâna. Orientarea sexuală, sincer, acum să permit la toată lumea să mă jignească pe mine și eu să stau în casa asta așa, eu să nu zic nimic, eu să nu le văd, eu să nu... Da, dar stai un pic. Evident că dacă cineva ar fi făcut o glumă în zona asta, nu ar fi fost ok. Păi, dar pe de altă parte, eu nu am sesizat a fost o glumă. S-a simțit din tonalitate și le văd foarte bine. Nu știu, bine, erai acolo, Cristian, ți s-a părut că i-a făcut... Și el a zis același lucru, Cristian. La momentul acela, da. Ca să înțelegeți că nu am înțeles-o singur de nebun. Dar în casa asta sunt prea multe prieteni și e normal că dacă întrebați pe ăla și pe ăla nu o să zic așa. Eu chiar și prin intervenția pe care am avut-o și după ce am vorbit atât cu Alexandru cât și cu Vlad, eu chiar la ceea ce s-a întâmplat sâmbătă am fost imparțial. Chiar am fost imparțial. Nu că ai intervenit. Am spus fiecare... Apreciez treaba asta pentru că nu se știe ce s-ar fi întâmplat. Repet, oamenii când beau prea mult se transformă. Din păcate nu în bine. Și aici s-a văzut caracterul lui Cristian, că a fost obiectiv și la mine și la el. Și a încercat să... Mi-ar fi plăcut să nu se vadă nici caracterul ăsta al tău când bei. Că am ți-a mai atras o dată atenția, tot la o petrecere. Da, doamna Simona, dar credeți-mă că... Trebuie să nu fie o problemă acolo. Da, ok, știu că am o problemă și o recunosc. Dar când le văd și le aud zilnic și văd în josel și văd discuții între ei și văd joculețe, păi e normal că mi se taie. Da, și de ce ți-ar păsa? Adică, ok, sunt joculețe. Toți, să zicem că au joculețe. Dar dacă tu mergi pe drumul tău, ești bucuros că ți-ai găsit jumătatea. Păi ce ar trebui? Bucuros, da. E o competiție până la urmă. Fiecare joacă, să spunem, cartea cum consideră. Ok, e problema lor, normal, până la urmă. Dar dacă ați văzut în momentul în care sunt cu Iulian, a fost ușile deschise, eu nu stau la discuție cu nimeni. Da, când stau în casă acolo să stau, să suport în joseală, să suport vorbe, să suport ce fac ei între ei, eu nu pot. Dar e absurd. Motivul pentru care voi v-ați luat la ceartă este absurd. Da, dar v-am zis că în spatele cuvintelor se lasă anumite fapte, nu. Că nu le fac de nebun, chiar nu le fac de nebun și, în fin. Eu aici n-am cum să-mi aleg persoanele cu care stau, că nu am cum, că stau cu toți. Dar nimeni nu poate să-și aleagă persoanele aici în casa Mireasa. Afară, de asta sunteți câte doi. Și de-aia le vorbesc și de-aia le spun. Dar contează și cum le spui. Da, și când aici le spui. E greșeala mea, știu. Că nu le spui când ești lucid, le spui corect, când... Corect, da. Într-un fel... Aici care nu este de acceptat. Aveți dreptate și vă dau perfectă dreptate aici.